Dacă aveți timp liber și dorința de a vedea ceva special, Grădina Botanică din Belgrad este locul potrivit pentru aceasta. Ea ne oferă mereu momente plăcute și posibilitatea de a descoperi lucruri inedite, iar de data aceasta o plantă numită agavă, originară din sudul Statelor Unite și America Latină, a înflorit după foarte mult timp. Este vorba despre agava care a înflorit acum prima dată din anul 1892, de când este înființată sera Grădinii Botanice Evremovac și deci nu am putut să așteptăm, nu am știut când putem să așteptăm înflorirea acestei plante. Asta se poate întâmpla după 10 ani sau 50-60 de ani câteodată și la 100 de ani. Pentru aceste plante suculente, înrudite cu aloe vera, este caracteristic că înfloresc o singură dată în timpul vieții și apoi se ofilesc. Perioada înfloririi durează aproximativ o lună, în dependență de condiții, astfel că mai au timp cei care doresc să vadă un astfel de eveniment care apare atât de rar. Grădina Botanică numără peste 1000 de specii de flori, dintre care unele, pe lângă agava deja menționată, au început să înflorească.